Bună ziua, mă numesc Ciprian Răfan, sunt campionul provincial pe provincia Quebec de pescuit la muscă și astăzi încercăm aici să facem o pescuială așa ca între români, o mică demonstrație de pescuit la muscă, o să încercăm un pescuit mai competitiv, așa ceea ce facem noi în competiții, de obicei pescuit la nimfă. Și bineînțeles, pentru asta, primul lucru care îl fac eu când ajung la un râu, caut să văd ce tipuri de insecte, ce fel de nimfe, larve sunt în apă. Bună ziua, mă numesc Călin Luperdean, sunt actualul campion al Canadei la fly fishing. Sunt alături de mentorul meu, Ciprian Răfan, care mă îndrumă continuu. Pentru că avem de tot timpul de învățat câte ceva în fiecare zi din tainele acestui pescuit. În momentul de față ne pregătim pentru campionatul provincial, care va avea loc peste o săptămână. Iar sub îndrumările mentorului meu, sper să vedeți o emisiune frumoasă care să vă atragă, să vă determine să veniți să prindeți această artă a pescuitului la muscă, numit și fly fishing. Întotdeauna caut să văd ce tip de larve sunt în apă, ce tip de muște în momentul respectiv, dacă sunt ecloziuni pe apă, dacă vezi muște care zboară în aer. Toate astea sunt un ansamblu foarte important înainte să te apuci de pescuit, înainte să intri în apă, înainte să lansezi. Ce am găsit până acum, am găsit niște larve de cadis. Uite, asta așa are, ea n-a arătat nimic, e zici că nu-i nimic, dar înăuntru, în cochilie, asta e un mic vierme verde, care pentru păstrăv e ca și micii, pentru români. Deci hrană el, de bază. Hrană de bază. Exact. Uite-o, mică, puțin verde, cu niște piciorușe, îi place în mod deosebit. Ceea ce de fapt am și încercat să imit aici, prin musca asta, care e la fel. Are un pic de verde, un pic de negru și un cap așa argintiu care să-i atragă atenția, să-l vadă, să sară la el. Trebuie un pic și excitat vizual păstrăvul. Acum Ciprian va intra pe apă și a făcut montura, va intra pe apă și va demonstra care sunt pașii următori, cum trebuie să abordați apa, în ce fel trebuie să priviți și cum trebuie să intrați în apă. După cum vedeți, nu s-a apropiat imediat, s-a dus în profunzime pe apă, stă de la început, va cerceta malurile. Unul din elementele foarte importante este, după cum vedeți, modul cum ține lanseta. Fiți foarte atenți la mod și la linia pe care el o prezintă pe apă. Există un contact continuu, vedeți, este mereu, undița este aproape paralelă cu apa. Este foarte important acest element. Undița, vârful la unță nu se ține în sus. Vedeți? Este paralel cu apa și merge, se deplasează după direcția și după viteza curentului. Deci nu cred că au trecut mai mult de 5 minute, am putea să spunem. Și domnul Ciprian a și scos 3 păstrăvi din apă. În mai puțin de 5 minute. Ținând cont de regulile de bază care le-am spus. A urmărit ce fel de larve sunt în apă. S-a deplasat în zona cea mai prolifică, să spunem, și a utilizat o tehnică adecvată. După cum vedeți, un nou păstrăv curcubeu? E un păstrăv curcubeu. Da. Uite-l. Da, să îl eliberăm ca nu cumva să fie afectat de această perioadă scurtă în care e ținut în aer. Păstrăvul este de altfel un pește foarte sensibil. Modul cum ții undița în momentul când ai prins păstrul iar este un element extrem de important. De ce? Pentru că ai șanse foarte mari să-l pierzi din momentul când l-ai agățat până în momentul când a ajuns în mincioc. Sunt niște tehnici care de altfel la competiție își pun cuvântul, extrem de importante. Sunt foarte multe tehnici de spus aici, nu putem să le exprimăm toate în momentul de față. Dar în emisiunile viitoare vom aborda aceste stiluri de pescuit la păstrăv mult mai tehnic,
cu informații mult mai clare, mai concise despre fiecare nimfă, de modul cum se face o nimfă, de modul cum se trebuie prezentată în apă o nimfă, de nylonul care trebuie să-l ai în funcție de viteza, chiar viteza apei, viteza vântului, adâncimea apei, curenții și toate obstacolele care le găsești în apă și unde păstrul se poate ascunde și țâșnește imediat pentru a prinde hrana. Este un alt păstrăv. Aș putea să spun a șaptea lansare. După cum vedeți, Ciprian s-a pregătit foarte bine pentru noul campionat regional pe Quebec. Pescuitul la păstrăv, după cum se vede, este momeală, este foarte specifică. Avem nevoie de mâncarea preferată pentru păstrăv, cea care se găsește în momentul respectiv, în apa respectivă, la locul respectiv. Ați văzut din imaginea anterioară, Ciprian a ales foarte bine nimfa de care a avut nevoie pentru a prinde păstrăvul și rezultatul s-a văzut imediat. În 5 minute a scos 3 păstrăvi. Doamna ambasadoară, înțelegem dificultatea pe care o aveți să vă dedublați, să vă triplați la toate colțurile Canadei, dar comunitatea românească cred că începe să se adune încetişor. Faptul că au fost mai multe generații de români care au venit aici nu a facilitat această unitate, această coeziune ca la alte comunități care probabil au reușit, au venit într-un singur val. Dar totuși diplomația românească este cunoscută și ne-a fost cunoscută ca o persoană care dorește să promoveze tot ceea ce se face frumos, interesant și de anvergură în comunitate. Puteți să ne dați câteva exemple? Încercăm să oferim ceea ce are ambasada, atât din punct de vedere al logisticii, cât și al energiei pe care o avem noi ca echipă, acelor talente din comunitate, din rândul românilor din Canada, care au nevoie de o platformă, de o scenă, dacă vreți, de o vitrină câteodată. Și am lansat anul acesta o serie de proiecte. Proiecte cum este cel al expoziției doamnei Ofelia Armașu, un artist excepțional care ne-a înfrumusețat perioada aceasta de pregătire pentru sărbători cu o expoziție de icoane aici la ambasadă. Am avut anterior o expoziție a unei artiste tinere din noua generație, foarte noua generație, studentă la Universitatea Ottawa, la Arte Plastice. Și pregătim și alte proiecte. Deja pot să vă spun că avem o listă de așteptare pentru expozițiile pe care dorim să le organizăm în 2016. Dorința noastră este, pe de-o parte, de a face cunoscute aceste nume în rândul românilor de aici, dar și în rândul canadienilor și, nu în ultimul rând, printre diplomații străini acreditați aici în capitala canadiană. Un alt asemenea ciclu de activități pe care le-am lansat în acest an este cel dedicat scriitorilor români din Canada. Și am avut deja o serie de prezentări de carte, fie că a fost vorba de autori români sau inedit un autor canadian, un fost ambasador canadian la București, care și-a prezentat aici la ambasadă un volum dedicat reginei Maria. Sunt și alte, evident, alte proiecte. Avem proiecte muzicale în același sens, seri muzicale pe care le-am organizat și pe care dorim să le continuăm anul viitor. Și nu
Nu aș vrea să închei acest capitol fără să menționez filmul românesc, un produs extrem de valoros pentru diplomația publică a României. Am avut nenumărate prezentări de film românesc aici în Canada. Nu mai departe de acum câteva săptămâni, am avut o prezență practic simultană a filmelor românești în metropolele canadiene, la Toronto, Vancouver, Calgary și la Ottawa, în festivalele de film european organizate de ambasadele europene și de delegația Uniunii Europene în Canada. Sunt câteva exemple de acest gen. De altfel, de pildă, corul Incognito, un cor local de aici din Ottawa, a fost invitat special la concertul de Crăciun al Uniunii Europene de la Catedrala Notre-Dame din Ottawa. Deci, iată, dorim să oferim această platformă pe care o putem pune la dispoziție talentului românesc pentru a, cum spuneam, pentru a face mai bine cunoscută prezența românească și contribuția pe care putem să o aducem la, fie că vorbim de societatea canadiană sau de cultura canadiană. Doamna ambasador, constatăm cu uimire și mare bucurie că 2016 va fi o reeditare a 2015 și probabil îmbunătățită cu participarea dumneavoastră la alte planuri, la alte activități. Puteți să ne subliniați care ar fi cele mai importante evenimente care le preconizați în 2016? Anul acesta a marcat o serie de schimbări semnificative, deosebit în plan politic. Au fost alegeri în Canada, avem un nou executiv federal, un nou guvern la conducerea țării, sunt interlocutori noi și în România. Prin urmare, primul obiectiv al anului 2016 este să pregătim terenul pentru relansarea, dacă doriți, a dialogului politic la nivel înalt, cât de înalt se poate. Sunt multe lucruri de discutat. Este o perioadă foarte bună în care există disponibilitate și de o parte și de alta. Și în ce ne privește, am recepționat această disponibilitate din partea guvernului canadian de a se angaja în dialog, de a asculta opiniile, de a avea o cooperare substanțială cu partenerii consacrați, așa cum este și România, țară care este într-o relație de alianță cu Canada, o alianță strategică și un parteneriat între Uniunea Europeană și Canada, noi fiind evident parte din ceea ce înseamnă Uniunea Europeană. Sunt priorități legate de activitatea economică și în acest sens cu toții sperăm că anul viitor va fi anul în care acordul global de cooperare economică și de comerț între Canada și Uniunea Europeană va fi în sfârșit semnat și vom intra în faza de ratificare a acordului. Un acord foarte important care poate produce beneficii substanțiale și pentru românii care sunt angrenați în afaceri, în comerț. Sunt deosebit de multe oportunități care se deschid și dorința noastră este să contribuim la mai bună informare a celor de acasă în legătură cu aceste posibilități care se deschid. Iată o a doua dimensiune, dacă doriți. Dorim anul viitor să continuăm să folosim cadrul de cooperare dintre Uniunea Europeană și Canada pentru a ne promova interesele specifice ale României în acest context. Anul viitor se împlinesc 40 de ani de când s-a încheiat primul acord
între ceea ce înseamnă cooperarea economică, comunitatea economică și Canada. Deci va fi un an în care vom sărbători aceste 4 decenii de cooperare. Vor fi organizate mai multe evenimente și noi vom fi, evident, parte din ce înseamnă organizarea lor și vom fi participanți la toate aceste evenimente. Iar în planul diplomației publice vom continua fără îndoială să acordăm atenție tuturor evenimentelor importante, de calitate, care se produc în comunitate și să sprijinim, să fim alături de fiecare dată când acest lucru este posibil, continuând, așa cum spuneam, să oferim și această platformă pe care o reprezintă ambasada pentru proiectarea unei imagini mai bune a românilor și a României. Doamna ambasador, vă mulțumim pentru generozitatea cu care ne-ați acordat acest timp și acest interviu. Vă mulțumim pentru toate gândurile bune și pentru toată participarea dumneavoastră în viața comunitară românească. Și vă urăm din partea românilor de aici multă sănătate, un an bun și fericit în 2016 și vă așteptăm cu drag la toate activitățile pe care le vom organiza. Mai mult, din partea lui Escu TV, vă mulțumim pentru colaborarea indefectibilă pe care ne-o acordați întotdeauna. Vă mulțumesc, la rândul meu mi-a făcut o deosebită plăcere să colaborăm în anul care se încheie și sunt convinsă că sunt premise foarte bune să continuăm colaborarea și în general să fim alături în toate întâmplările bune din sânul comunității. Aș dori să folosesc la rândul meu acest prilej ca să transmit tuturor românilor din Canada cele mai bune gânduri, un Crăciun liniștit, luminos, alături de familie și un an nou mai bun, cu pace, în primul rând cu pace, și în care toate gândurile bune și toate năzuințele noastre să se împlinească. Tare, tare aș vrea să vă mărturisesc așa, din trăirile unui român care e de peste 30 de ani pe aceste meleaguri departe de țara unde s-a născut. Am fost, începând din 93, am fost de mai multe ori în România și am făcut mii de kilometri în țara mea de baștină. Și m-am întors totdeauna cu multă plăcere să văd natura, să văd bogățiile cu care neamul românesc a fost dăruit. Dăruit pentru că nu avem niciun merit că avem munții Carpați, nu avem niciun merit că țara noastră are ieșire la Marea Neagră, nu avem niciun merit că într-un spațiu atât de restrâns avem de toate. De toate, de toate și frumuseți așa, unele peste altele, când eram în țară chiar nu îmi dădeam seama cât de frumoasă este țara noastră, cât de variate sunt lucrurile, cât de bogat este folclorul și cultura milenară. Când vorbim de folclor, nu vorbim de altceva decât de o cultură stratificată, milenară, în care de la o generație la alta s-a dat o ștafetă de suflet românesc frumoasă. Și fiecare ștafetă în fiecare sat a dat alte broderii, alte culori, alte dansuri, altă muzică și totuși toate culorile și toate dansurile și toate cântecele, toate sunt armonice. Nu este o regiune a țării care să fi dat ceva disarmonic cu restul regiunilor. Toate se înfrățesc parcă într-un covor superb, deosebit de minunat.
Thank you.